Președintele Statelor Unite s-a declarat pregătit să lanseze atacuri aeriene în Siria împotriva grupării Statul Islamic. Barack Obama a anunțat că forțele americane vor extinde raidurile pe care le efectuează împotriva jihadiștilor din Irak. Nu voi ezita să iau decizii împotriva Statului Islamic atât în Siria cât și în Irak. Este unul dintre principiile mandatului meu. Cei care amenință America nu vor găsi un paradis în care să se ascundă. Liderul de la Casa Albă nu a oferit detalii cu privire la data când ar putea fi lansate noi atacuri. În discursul său, Obama a îndemnat Congresul să ofere mai multe resurse pentru a-i echipa și a antrena pe rebelii sirieni. Va dura până vom elimina acest cancer numit Statul Islamic. Există riscuri mai ales pentru militarii noștri. Vreau ca americanii să înțeleagă că implicarea noastră este diferită de cea din trecut. Nu vom trimite trupe terestre. Adoptăm aceeași strategie ca cea folosită în Somalia și Yemen. From the wars in Iraq and Afghanistan. Președintele american a mai anunțat că vor fi trimiși consilieri suplimentari în Irak și va crește ajutorul militar destinat opoziției siriene. Vom trimite încă 475 de militari care nu vor avea rol combativ, ci vor ajuta forțele irachiene și curde pe care le vor antrena și echipa. Încă din data de 8 august, forțele americane au efectuat 150 de atacuri aeriene în Irak împotriva pozițiilor jihadiste.